Salutare tuturor, eu sunt Dare și bine am găsit la un nou episod de pe canal. De data aceasta vom filma un episod mai special, deoarece am băgat 25 de euro în Steam să ne luăm niște skin-uri, să se vadă dacă filmează. Filmează, e ok. Deci, da, hai să... Eu, înainte ca să-mi iau skin-urile, mi-am scris pe foaie niște skin-uri, să văd dacă mai sunt la același preț și să văd dacă nu mai sunt la același preț, să văd dacă pot să-mi iau altele. Avem 25 de euro. Prima oară vom căuta un AVP Elite Build. Field test de unde? 361, iar la 348. Nu știu. Bine, nu e mare diferență, dar mai vedem parcurs. Un AK, nu, AK, nu, că am deja uitat aici, asta puțin. Unde duceam la 3 durmă? Las, nu mai contează. Deja mi-a dat un prieten un AK Frontside Misty, un M4A1S Atomica lui și un AWP Star Trek Wormgun. Deci îi mulțumesc. Și nu mai are rost să mi le iau acele 3 skin-uri. Să luăm un... ce să luăm? Un P250 Moetos. P250 Moetos. Doamne, cum a scris. Las puțin, Moetos. Perfect. Era 1.85, perfect. Hai să luăm. Da, sunt de acord. Perfect, l-am luat. Acum căutăm un Glock Water. Unde e field tested? 301, era 302, perfect. Hai să luăm. Așa, mai mi-a rămas 20 de euro. Luăm un USP, nu știu, stai să vedem că Orionul. Field test 9 euro, 890 minimalware. Dacă le-au mai rămân cu 11 euro, nu știu, vedem la sfârșit asta. Luăm un Desert Eagle, Conspiracy. Fai, se au câinii la mine, doamne, îi revin. Bun, am revenit. Sper că au încetat câinii aia handicapați. Uite, am un Desert Eagle Minimal Wear 233, perfect. Luăm un Deagle, așa. De fapt, era field tested, dar mi l-am luat Minimal Wear pentru că mai fain. Luăm acum un, stai să vedem, nu știu, 5-7 Monkey Business. Monkey, scriu doar Monkey. Să vedem cât e field tested așa. Minimal wear așa. Hai că luăm un field tested. Sold. Hai că ia pe ăsta cu un euro, n-are nimic. Perfect. Acum nu știu ce să mai luăm. Mai știu la un P90 așa de troll. Hai că un P90, da. Opa, am uitat să șterg. P90 Shapewood. Bă, am scris bine? Nu. Shapewood. Field tested, așa. Mai cu un field tested, că n-are rost să dau mai mulți bani pe un căcat de P90. Perfect. Am rămas 15. Bă, frate, dar prea puțin, ce naiba. Așa. Bine, percep că am un AK, AVP și M4, deci na. Mergi la Orionul, frate. Nu știu ce să zic, că mi-e așa. Nu știu ce să fac. Își las un M4 au A4, că poate o să mă răzgândesc să mă joc cu el. Mi-au și un M4 A4, A4 mi-au, opa. Nu știu ce să scriu, doamne, M4 A4. Doamne, câinii mătii să-ți fut eu ție azi și mâine. Doamne ferește, cei mai retardați câini pe care îi... Doamne, fix la mine când filmez, trebuie să se audă, că de ce nu mă, fix în fața blocului meu, se aud niște câini putule. Așa, bun, nu mă, dai încolo frate, n-am cum să scap de ei. Bun, deci P90 Shapewood, un field test, bă, l-am luat sau nu mă? Că nu mai țin minte. Bă. Păi ce n-am, inventory. Da, mă, l-am luat, gata, perfect. Bun, acum luăm un M4A4. 4-4 Desert Strike
Bă, eu nu mai știu. Bă, coaie. Desert Strike. Bun. Perfect. Field Tested e bine. Da, e bine Field Tested. Luăm așa. Op. Ce naiba dau mă pe aici? Nu mai știu să apăs pe o căsuță. Perfect. Am dat? Am dat. Bun. Ce să mai... A, USP-ul ăla la Orion, mă. Nu știu. Bă, am aici la lua, frate. USP Orion. Bă, poate mai scade, mă, preț. Uite, a scăzut, cred. Uite, 8,58. Sol. Doamne, câinii mătii. 8,58. Laș, bă, nu laș, 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 nu laș. Chiar nu știu ce să fac, frate. Probabil că o să... Ia dăm un refresh, poate. Poate merge schema, merge schema. Dăm înapoi. Înapoi. Nu, frate. Băi, eu mi-l iau, frate. Băi, eu mi-l iau. E prea blană. Dacă le iau, mai rămân cu 4 euro și... Păi deja am AK, deja am AVP, deja am M4, plus M4 A4. Nu mai am ce să fac. Hai că mi-l iau, frate. Asta este. Nu contează. Apăs, apăs, apăs. Am apăsat. Să vedem un inventar. Mi-a rămas 4 euro, frate. Uite aici, trade un hold. Știi că băiatul ăla cu care am făcut eu trade nu are sting guard. Aici un AK Frontside Misty Field Tested. Mi-a dat în 4-1 atomica lui Field Tested. Un Statra KVP1 gat minimal wear. Și nu mai are rost să-mi iau pe AK, pe M4 și pe AVP skin. Deci, da, bine, pe Glock, pe astea mi l-am luat pentru că, na, sunt mai nașpa și mi l-am luat. Da, mai am rămas 4 euro, nu știu dacă mai am ceva, nu cred că mai are nimic rost să-mi iau ceva. Poate o să-mi iau, nu știu, vreun joc de ei, nu știu. Trebuie să mai mă gândesc la o armă, frate. Nu știu, sunt sigur că mi-am luat tot, nu? Da, mă, mi-am luat tot, nu mai am nimic ca să-mi iau. Acum să vă arăt cam cum arată itemele pe care mi-am luat. Hai că merge greu să mor. Bun. Deci, Orionul, Desert Strike-ul, Shapewood, cu două stickere, Monkey Business, Conspiracy, Watermelon și Muertos. Dăm ok să vedem cum arată inventarul nostru. Bun. Deci, un pe 250 Muertos Field Tested, o să-l pun așa, Inspect. Cam așa arată. E destul de ok, are float 0.2. 0.021 e bine. Dar eu zic că arată destul de ok. Acum să trecem la Glock. Op, așa. Și asta arată ok. Chiar arată foarte bine. 0.1.5. Eu zic că e ok. Aici puțin, foarte puțin negru. E ok, eu zic că e ok. Un Deagle Conspiracy. Minimal wear. Eu zic că arată destul de ok. Serios, chiar arată destul de ok. Un 5-7. Inspect. Un Shapewood. Wow, ce sticker are pe... Bine, mi l-am luat acum pentru că de troll. Adică, na, un P90, na. Eu zic că arată și asta ok. Un M44 de strike, ăsta nu arată ok pentru că e field test, dar hai, am zis să-l iau așa, că n-are nimica. Și zeul Orion cu 3 sticle de la Cloud 9. Eu zic că am făcut o alegere bună. Dacă nu, puneți-mi în comentarii. Poate o să mai cumpăr un skin, nu știu, să se vede pe aici pe la arme. Deja am un M4. Pe 2000 n-are rost să-mi iau, pe tech nu joc. Pe 250, what the fuck? Las, nevermind, nu mă băgați în seamă. AK am, AVP am, M4 am, P90 am, FAMAS nu joc cu el. Deci, da. Sper că v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați share și subscribe. Eu am fost Daro și ne vedem cu un nou episod de viitoare.